Tot ce s-aduce din afară reprezintă toate jafurile care le au prin parcări și vor să scape de ele. Este plină țara de mașini uzate, de mașini care normal nici n-ar avea voie să circule pe drumurile publice. Și, în afară de faptul, poluante, nesigure, cred că este bine să plătească o taxă, mare sau mică, dar trebuie. Păi sunt poluante dacă sunt depășite, sunt bătrâni, sunt vechi. Este normal. Și trebuie să plătească dacă cât scoate mai mult fum, cu atât să plătească, nu? Odată ce Uniunea Europeană a spus că trebuie restituită această taxă, Direcția Generală a Finanțelor Publice a primit zeci de cereri de la cei care își vor banii înapoi. În prezent, la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice, sunt înregistrate un număr de 135 de dosare prin care se solicită restituirea taxei auto cu o valoare de aproximativ 739.000 lei. Dosarele se află în diverse stadii pe rolul instanțelor de judecată. Până în prezent, niciunui vasluian nu i-a fost restituită contravaloarea taxei auto de primă înmatriculare. Acest lucru se va întâmpla după ce magistrații vor da o hotărâre definitivă în acest sens.